Distracția nu se oprește niciodată pentru noi. Dințișor, dințișor, dințișor. Prima! Gata, mă opriți! Mi-a făcut modelă, hai să o avem nou. Eu, din păcate, am o infecție la dinții din față. E cam dureros. Cine a mai văzut astfel de gândecei? Să ne scrie în comentarii. E pentru Eva. Și nu pot mai mult. Salut și bine ați venit la un nou vlog. Salutare, priviți ce am făcut noi. La cules de păpușoi. Sau? Porumb. Păi, anserimeze. Ce am făcut noi la cules de păpușoi. Am curățat niște porumb și acum îl punem la fier. Și eu, adică mami o pune la fier, eu doar eu. Salut. Apă rece. Hai să vedem cum e. Și la foc. O fi dulce? N-o fi dulce? Extraordinar. Crud așa? Să sperăm că va fi bun și după fierbere. N-ai cum, deci n-ai cum, ia. Extraordinar de dulce. Nu mă așteptam. Cred că mănânc 5 în seara asta. Și eu. 20. Deci ce avem? Porumbul avem de la Bran. Dacă ați uitat de unde l-am cumpărat, vă pun acum un cadru. Am găsit și un târg, o piață. Uite că n-am plecat mâna goală. Și apropo, piața de legume și fructe din Bran este doar miercurea. Tatea a avut noroc să se ducă chiar miercuri la piață. Și voi gândiți-vă, porumbul ăsta e de miercuri dimineață. Astăzi este vineri seara și priviți cât de bine arată, cât de bine s-a păstrat. Când era acolo în pănuș, nu mă așteptam să fie așa ceva. Porumb pierd. Revenim dimineață la drum. Așa ne place nouă. Plecăm în călătorie. Puțină curățenie pentru că vrem să schimbăm covorașele mașinii. E momentul perfect pentru că afară plouă, iar covorașele pe care le schimbăm sunt din cauciuc. Numai bune pentru vreme ploioasă. Arată bine. Nu ne-am dorit de culoare neagră. Asta era culoarea alternativă culorii negre și ca atare asta e. Merge și așa. Am plecat, ca de obicei, mai pe drum. Bună dimineața din nou. Astăzi este o zi mohorâtă. E destul de urâtă, e friguroasă, e ploioasă. Am fost nevoiți să ne punem gicile pe noi în mijlocul verii. Uite că nici acasă nu suntem lăsați în pace de ploaie. Iar la Mărtinești, unde trebuia să ajungem, nu plouă. Numai că pomana s-a terminat. Totul a început mai devreme, așa că ne vom întâlni cu mama în Focșani. Nu mai ajungem la Mărtinești. Ne oprim în Focșani. Avem noi un magazin acolo, știți și voi din vlogurile noastre. Mergem să luăm produse italiene, originale. Am ajuns și plouă și la Focșani. Ne adăpostim repede. Luăm produse de curățenie, detergent pentru rufe colorate, pentru că pentru albe mai avem. Balsam, parfum pentru haine și așa mai departe. Iau și pentru Ariana, încerc așa cu verdeață, borcanașe și pui și vită. Mai iau și cu fructe, cu măr. Wow! Nici nu zici că sunt paste, a? Vedeți ce culori sunt pastele astea. Uop, și cât de mari! Vedem. Sunt foarte mari, nu foarte scumpe. Ce am găsit noi aici? Duh, dar cu fake rose și cu ceapă. Foarte tare. Eu tot caut borcanele. Intrăm să mâncăm ceva. Noi n-am servit încă micul dejun. Avem parte de piscină, dar plouă. Salutare, băieții! Salut! Ștefan, îl știți? Și Bogdan! Ai, ai. Noi am găsit aici o broască. Aici nu e apă? Chiar că uite-o! Descalțat și ne joacă. Bună! Bună! Și suntem în rachetă, decolăm, decolăm deja. Și aici e rachetă. La întâlnirea de 47 de ani de la terminarea liceului. Cred că
face 42 de la terminarea facultății. Un vârtej de praf în fața noastră, nu știm dacă se vede pe cameră, dar noi vi l-am arătat. Sunt foarte rare fenomenele astea, cu atât mai rare la noi. Am ajuns acasă! Mara, ești pregătită să stai la masă? Mm-hmm. Mm-hmm. Doamne, praf, oameni. Lasă telefonul. Tati? Da? Ce mâncați acolo voi doi? Ce pe făcută de bunica de la Brila. Bun! Și mușculeț de la italieni. Ia priviți ce ne-a făcut mama aici. Avem ardei umpluți, dovlecei umpluți și un cartof umplut. Poftă bună! Mulțumim. Suntem la prietenii noștri în vizită. Iar aici pe cine avem? Pe mine și pe... Pe Eva și pe Bri. Start! Iubi! Urmează Briuța! Eva, hai să te aduc eu înapoi. Eva. Acum Briana. Și înapoi. Salut, Sofia. Bună. Ce faceți voi acolo? Eu l-am făcut din mintea mea. Asta e o perucă sau ce? Nu, nu. E un cap pentru poate. Foarte fain. Taram. Taram. Eu cu Sofia facem budincă de orez. Aici doar laptele cu zahărul și cu sarea. Sarea și orezul l-am pus. Luăm orezul și îl punem. Punem orez. Zul. Fain. Vai, Sofia, cât ai pus. Pentru că Sofia a pus 500 și ceva de grame în loc de 200 și ceva de grame de orez, a trebuit să scoatem tot orezul, tot laptele. Aici am pus restul de orez la scurs. S-a terminat orezul. Și acum punem în boluri. Poftă bună, Mara. Mulțumesc. Fetele rămân aici. Iar noi ne pregătim să mergem acasă. Dabri și Carla. Și Carla. Le-am luat pe fete acasă, doar pe Bri și pe Ari. N-am mai stat de 3 săptămâni. Noi cu Iuliana, Lucian și fetele lor nu ne-am mai văzut de vreo 3 săptămâni și ne-a fost dor tuturor. Și tocmai de aceea fetele mari au rămas la ei să se mai joace cu Sofia și Eva și cu Carla, chiar dacă are doar 2 ani. Are 3. Nu, nu, 2, abia a făcut 2. A fost super! We're so dysfunctional. Distracția nu se oprește niciodată pentru noi. Tati, iar tati trebuie să muncească. Opa! Eva! Salut! De acolo! Nu mai stăm foarte mult. Ba da, o să mergem în altă parte. Hai, și acum Bri. Mai dăm cu și Briana. Eva vrea să-și scoată dintele. Hai, hai, 3, 2, 1. Trebuie să o încurajăm pe Eva, pentru că primul dințișor ți l-a scos în vlog la noi. Ea ne-a transmis că vrea să fie filmată și al doilea dințișor. Hai, Eva! 3, 2, 1. Și dințișor, dințișor, dințișor. Hai, oață. Avem oață. Hai. Păi ți-l scot, dacă nu vrei, iar cu două degete și trage. Așa. Poți și tu, poți și tu, poți și tu, poți și tu la nimeni. Important este să vrei. E super, vrei? Prima oară când stăm în picioare. Nu cu viteză foarte mare. Oh, pune picioarele. Te-a învățat Sofia? Sofia de mea. Nu vă trebuie să punem picioarele, că dacă nu o să se... Ne mai vorească acolo. Distracția la noi continuă acasă. Aici o luăm pe Sofia. Și fetele vor să jucăm un joc, să facem de fapt un challenge. Vedem ce o să ne iasă. Hai, cine are curaj? Eu pot. Hai. Un pic caldă, nu? Da, e un pic. Hai, Sofia, te vreau.
A stat apa pe furtun, dar repede, acum cât mai e caldă. 3, 2, 1 și prima! Hai repede, cât e caldă, cât e caldă. A doua! Gata! Gata, vă opriți! Atât! Teo, gata, opriți-vă! Mi-a făcut model la pastel, model nou. Ce sută și mi-a făcut. Stop joc. Nu mai. Grijă. E rezistentă, nu? În seara aceasta, în câmpița. Hai, mami. Dă-mi-le, tati. Ala e picant. Wow, mulțumesc. N-au fost și băuturi, sucuri? Aha, ai acolo. Sunt reci. Fiți așa. Trei sucuri. Acum ești mulțumită? Mai trebuie un sos. Unde l-ai ascuns? N-am luat doar două separate. Ah, se plătesc, am înțeles. Unul dulce și unul picant. Super. Iar acum mergem la prietenii noștri de la Apium Resort. Abia aștept, nu am mai fost de vreo lună pe acolo. Și mergem să ne relaxăm cu fetele într-un peisaj. Reminder, turn on your headlights. Am ajuns. Lucrurile arată mult, mult mai bine. Cazonul a crescut frumos și nu mai e bătătorit de piciorușele copiilor noștri când au fost aici și au dansat. E grea, tati, trebuie să o iei tu. Sunt în pisa, fetele, cred că sunt ocupat deja de mâncat. Privește, tati! Deja sunt pe mâncare. S-au pus pe mâncat, trebuie să mănânc și eu repede până se trezește Ari. Eu, din păcate, am o infecție la dinții din față. E cam dureros. Nu știu cum o să mănânc. Una, poftă bună! Aha, v-am prins! Wow, ce frumos! De mai mare dragul să fii aici. Iar mirosul florilor de tei te învie, te topește așa, la propriu. Ia uitați ce eco! 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 Noi vrem să dăm drumul la foc, pentru că vrem să facem marshmallow la foc de tabă. Într-un fel. Acum să vedem cum reușim să aprindem focul. Lemne avem. Cu pietre. Sofia, ce sunt wow. Astea? Frumos, foarte frumos. Gata, avem lemne. Nu ne rămâne decât să aprindem focul. Hai, fetelor. Le fac. Da. Da. Wow. Ce e aia? Nu știu, zici că e un gândac. Mai special așa. Arată bine. Cine a mai văzut astfel de gândecei? Să ne scrie în comentarii. Iau un ou. Teo, tu? Nici poate că uităm pe YouTube ce e. Poate este rar și noi l-am văzut. Ce tare ar fi. Ar fi ceva. Azi toată ziua, aproape toată ziua, eu cu Teo am spus aceleași cuvinte. Aceleași cuvinte, avem aceeași vârstă. Dar hai ca să fim de din aia care caută animale mari. Ce ar fi să sară pe voi? Sau să zboare? Dacă aprindem focul, o să-l dăm afară de acolo. Gata. Oare se aprinde? Da! Vom vedea! Lemnele sunt foarte uscate. Nu am folosit niciun combustibil, așa că e la ghici. L-am scos de acolo și l-am lăsat să plece. Pentru că la noi se încinge focul. Pentru benzele. Dacă l-aș lăsat aici, ar fi murit. Așa că l-am salvat. L-a luat tata cu bățul. Și l-a dus. Și dacă este foarte rară, păcat să se pentru că urmează să vină țânțarii. Deja au venit. Aprindem niște lumânărele de jur împrejur. Dacă nu mai vine țânțarii. Să-i alungăm. Și astea le aprindem. Și fumul este un factor de a alunga țânțarii. Toți țânțarii țară. Am aprins lumânărelele.
Sperăm să nu avem parte de țântare, ci să avem parte doar de voie bună. Și marshmallow, adică bezele. Eva! Eva are dulcele și noi mergem după ea. Focul e încins bine. Ariuca prezentă cu noi. Veselă, vioaie. Iubita lui tata. Hai, fetelor! La Mara zici că a venit iarna. Într-adevăr, aici seara se lasă un pic mai răcoare, dar exagerează, Mara. Ce zic eu de exagerat? Ia priviță pe Bri cu geaca pe ea. E foarte frumos aici și cu acest miros de tei. Prima bezea. Frige, așa-i? Uite cum le-am pus. E pentru Eva. Pentru Bri deja am făcut. Iar acum facem pentru Teo. Oh, Teo cu 4. Wow. A venit cu pătrile și cu pernuțele. Pentru Teuța. Mai! Eu ți-am spus, Teo, că primele două se fac. Arde focul. Și nu pot mai mult. Mănâncă-le pe primele și după aia mai facem. E perfectă. Dă-mi și-a păturică. Iau și pe Ari. Eu îi fac bezele mari. Pregătim să mergem acasă. Strângem tot aici. Hai că are tata lumină. Are tata. Lăsăm exact cum am găsit. Ce se întâmplă aici? Mara învață să scrie. Ce e asta? Mașină de scris manuală. Eu. Hai. Asta este mai încoace, mai încoace. Da, bravo, Deo. Hai să trebuie foaia dacă vrei să scrie. Exact. Lăsăm pe altă dată. Ușor, ușor, mergem către casă. Ziua se încheie pentru noi. Mulțumim tare mult că ați ajuns până la final. Iar până data viitoare vă așteptăm cu alte vloguri, sketch-uri, challenge-uri pe care le găsiți pe ecran. Mulțumim și zi frumoasă în continuare. La revedere! Pa! 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 Pa!